Angiosperme, familia cartofului. Resurse educaționale pentru clasa a 5-a. Familia din care face parte cartoful poartă denumirea de familia Solanaceae. Cuprinde peste 2500 de specii. Plantele pot avea o importanță alimentară, cum ar fi cartofii, roșiile, vinetele sau ardeii. Dar în această familie există și plante cu importanță ornamentală, regina nopții, petunia, și plante din care se extrag substanțe folosite în scop medicinal, foarte toxice de altfel, mătrăguna, ciumafaia. Tutunul aparține și el familiei Solanaceae. Toate părțile plantei, cu excepția tuberculilor, în cazul cartofului, conțin o substanță toxică numită solanină. Acesta este și motivul pentru care planta are puțin dușmani, unul din ei fiind gândacul de Colorado. Insecta poate distruge suprafețe întinse cultivate cu cartofi. Cartofii erau consumați de incași încă din anii 500 înainte erei noastre. Această plantă a fost adusă în Europa prin secolul al XVI-lea, însă multă vreme a fost considerată doar plantă ornamentală, fiind cultivată în grădini botanice. Irlandezii sunt printre primii locuitori ai Europei care au consumat cartofi. Aproape de mijlocul secolului al XIX-lea, în Irlanda, din cauza atacului manei cartofului, a avut loc o foamete puternică. Cartofii prăjiți au fost inventați de belgieni. Cartoful se cultivă în soluri fertile, umede și răcoroase. Rădăcina cartofului este ramificată. Tulpina subterană prezintă tuberculi sau cartofi, care au un conținut foarte ridicat de amidon. Tulpina aeriană este ierboasă, verde și ramificată. Frunzele cartofului sunt adânc divizate. Florile de cartof se găsesc grupate în vârful tulpinilor aeriene. O floare prezintă 5 sepale verzi unite, 5 petale alb sau liliachii unite, 5 stamine și un pistil. Înmulțirea cartofului este vegetativă realizată prin tuberculi. Dacă înmulțirea s-ar face prin semințe, asta deoarece planta prezintă un fruct cărnos de culoare verde cu numeroase semințe în interior, atunci tuberculii obținuți ar fi foarte mici. Cumpărați mai multe tipuri de tubercul de cartofi. Îi puteți găti și apoi degusta. Analizați-i din punct de vedere al culorii, mărimii, texturii, gustului și elaborați concluzii. Spor la lucru!